Imaginile momentului acum este scandal în plenul reunit, acolo unde urmează să se voteze eliminarea pensiilor speciale. Haideți să ascultăm. Domnul Lupu, luați cuvântul sau nu luați cuvântul? Iau cuvântul, domnule președinte, dar nu cred că o să mă audă nimeni. Eram înaintea dumneavoastră, vreau și eu să vorbesc minutul meu. Deci vreau să vorbesc și eu minutul meu. Nu la amendamente. Bun, stimați colegi, vă propun să fim un pic constructivi dincolo de doamna Șoșoacă. Vreau și eu să vorbesc! Domnule președinte, aveți chestii? Stimați colegi, vă propun să fim un pic constructivi dincolo de circ. Ați inițiat un proiect cu privire la care Consiliul Legislativ, într-un aviz de 6 pagini, vă spune de 12 ori că este neconstituțional. Vă citează 12 decizii ale Curții Constituționale potrivit căruia ar fi neconstituțional. De ce ar fi neconstituțional? În ceea ce privește pensiile în plată, pensiile celor din ultimii 30 de ani, problema este că vom tăia niște drepturi deja câștigate. Din punctul meu de vedere, nu există niciun interes pe viitor pentru a aplica pensii speciale. Însă pentru trecut știm că va fi declarat neconstituțional. Vă rog să supuneți așadar la vot amendamentul. Pensiile speciale sunt o minciună! Supun votului poziția 3, anexa numărul 2 din anexa de amendamente respinse. Încă o dată, anexa de amendamente respinse, supun votului amendamentul susținut de domnul Andrei Lupu. Cu 41 de voturi pentru, 282 împotrivă, 48 de abțineri și 2 colegi nu votează, amendamentul rămâne respins la punctul 4. Dar nu mă interesează ce trebuie să te pe tine. La punctul 4 din raport, cu referire la articolul 4, dacă sunt obiecții, dacă nu adoptat, la finalizarea dezbaterilor, am încheiat dezbaterile pe articole, urmează să trecem la votul pe proiectul de hotărâre de lege. Vă rog să pregătiți cartele de vot. Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei de adoptare a propunerii legislative cu amendamentele admise. Să înceapă votul! Lăsați circul în sală, că nu ne deranjează, nu ne intimidează circul. Nu-i problemă. S-au învățat să fie intimidanți. Nu-i problemă. Regulamentul, uite aici. Ai 22 de colegi care au cerut să vorbească altceva de neafiliați. Mi se pare normal să respect regulamentul. Cu 382 de voturi pentru, 3 abțineri și 3 colegi care nu votează, pensiile speciale ale parlamentarilor au fost eliminate. Urmează punctul 3. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Parlamentului numărul 12 în 2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii delegației Parlamentului României la adunare parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Proiectul de hotărâre a fost distribuit și afișat pe pagina de internet a celor două camere. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu, la titlul proiectului, dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat. Dacă la preambul, obiecții. Nu sunt. Adoptat. La articolul unic. Nu. Adoptat. Am încheiat dezbaterile. Supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său. Să înceapă votul.
Imaginile momentului, doamnelor și domnilor, și informația acestei ore, pensiile speciale ale parlamentarilor au fost eliminate, 382 de voturi pentru, așadar cu atât s-a votat eliminarea pensiilor speciale, asta în condițiile în care continuă, așa cum bine puteți vedea, circul acolo în plenul de la Parlament. Diana Șoșoacă a venit cu un fluier, spune că vrea să vorbească, a tot transmis președintelui de ședință că este dreptul ei să-și spună părerea. A insistat să preia microfonul, însă ședința a mers mai departe, astfel încât pensiile speciale ale parlamentarilor este anunțul făcut, în urmă cu foarte puțin timp acolo în plen, au fost eliminate. Vă spuneam, 382 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost afișat și distribuit, dacă sunt în scriere la cuvânt, dacă nu, la titlul proiectului, dacă sunt obiecții. Nu sunt, adoptat la preambul. Adoptat la articolul unic, adoptat, am încheiat dezbaterile, supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său, să înceapă votul. Cu 363 de voturi pentru, 11 contra, o abținere și 3 colegi care nu votează, proiectul a fost aprobat. Punctul 5, proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Parlamentului 5 din 2023 privind constituirea Comisiei Speciale Comune a Camerei și Deputaților pentru sprijinirea procesului de adunare. Da, doamne, ce? Păi, dai discriminarea. Alfred, discriminarea. Serios, stai să vorbească un minut. La OCD. Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt obiecții, nu adoptat, la preambul, nu adoptat, la articolul unic, nu adoptat, supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său. Să înceapă votul. Cu 365 de voturi pentru, 10 împotrivă, o abținere și 2 colegi care nu votează, adoptat. 6, proiectul. Imaginile momentului în direct din plenul Parlamentului, pensiile speciale ale parlamentarilor au fost eliminate, vă spuneam, asta în condițiile în care, în continuare, așa cum bine puteți observa, Diana Șoșoacă fluieră în plen, încercând să încurce cumva desfășurarea acestei ședințe. Vasile Marcu, colegul meu, este acolo și ne spune ce se întâmplă și, foarte important, de la ce a pornit totul, Vasile, pentru că o ascultam puțin mai devreme, spunea Diana Șoșoacă că are dreptul să vorbească chiar și în această ședință în care, le spuneam, telespectatorilor au fost votate pensiile, a fost dat votul astfel încât pensiile speciale ale parlamentarilor să fie eliminate. Te rog. E greu să iei în serios astfel de ședință în care văd pe Diana să facă cum flutură un clopoțel acum și fluieră într-un fluier cu care a venit acasă. A cerut să îi se dea cuvântul, însă a avut cuvântul la începutul ședinței un minut, iar apoi nu i-a mai fost dat cuvântul. Am văzut pe cineva de la Protecție Internă, un angajat de la Protecție Internă a Parlamentului, că s-a apropiat de Diana Șoșoacă și a spus că iasă afară din sală sau să meargă în bancă, însă n-a reușit să o convingă, n-a putut să pună mâna pe ea, așa că Diana Șoșoacă a rămas în continuare în fața prezidentului, unde flutră un clopoțel în mână și cealaltă mână ține un fel în care în momentul de față suflă. A încercat să perturbe ședința de plen. Președintele de ședință al Sărțimonii de la PSD i-a cerut de mai multe ori să meargă în bancă ca să iasă din sală. Nu a fost suficient să o convingă. Repet, în continuare, este în fața prezidiului și încearcă să perturbe ședința de plen. Vasile, haide să analizăm puțin, pentru că anunțul a fost făcut în urmă cu doar câteva momente și pe cel în ceea ce privește eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, așa cum spuneai și tu, însă, dincolo de imaginile astea, e greu să iei în serios o astfel de ședință în condițiile în care doamna Șoșoacă nu pleacă de acolo din fața tribunei cu clopoțelul, cu fluierul și așa mai departe. Te ascultăm, le spuneam telespectatorilor că vorbim despre... În final, 382 de voturi pentru, dacă nu greșesc. 382 de voturi pentru, largă majoritate, aveau
nevoie de 235, iată, cu peste 100 de voturi în față de câte aveau nevoie. Asta în condițiile în care cele două partide au avut ședințe înaintea plenului, ședințe pentru a se asigura liderii președinții Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă că nu vor exista parlamentari care se voteze altfel decât Nicolae, adică altfel pentru eliminarea acestor pensii speciale ale parlamentarilor. Iar rezultatul s-a văzut la vot, repet, 382 de voturi pentru eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. În momentul de față, ședința s-a încheiat, plenul reunit al celor două camere. Însă mai trebuie spus un lucru. O parte din fostii parlamentari au anunțat deja că vor ataca la Curtea Constituțională proiectul de lege pentru eliminarea pensiilor parlamentarilor. Așa că ne așteptăm în perioada următoare să vedem o sesizări la Curtea Constituțională, sesizări venite dintre instanțele de judecată. Vasile, îți mulțumesc mult pentru toate aceste...